Într-una dintre vizitele mele la Părintele, mi-am amintit și am pomenit un fragment din Cuvântarea Sfântului Ioan Gură de Aur despre rugăciune. Așa cum rugăciunile făcute noaptea de apostolii Pavel și Sila au deschis porțile temniței, tot așa și rugăciunea făcută noaptea de către creștin poate deschide porțile cerului. Bătrânul s-a bucurat mult când a auzit acestea. Foarte frumos," mi-a spus vesel, unde ai găsit fragmentul? Să-l copie și să-mi-l aduci și mie în întregime." Așa este, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, așa se întâmplă la rugăciunile de noapte. Când te trezești noaptea, să nu te întorci pe partea cealaltă ca să adori la loc, ci să te ridici, să îngenunchezi în fața lui Hristos răstignit și a Sfinților Săi și să te rogi cu smerenie și cu iubire. O jumătate de oră, un sfert, 10 minute, 5, cât poți. Vei afla mare ajutor. Să te duci la privegheri, Părintele nu mi-a zis nimic despre el, dar, din ce am aflat de la un restrâns cerc de apropiației săi, chiar dacă nu citise acea omilie a Sfântului Ioan Gură de Aur, o punea în practică în fiecare noapte. Ba mai mult, făcuse înțelegere cu mulți dintre fiii săi duhovnice să se roage împreună la anumite ore în fiecare seară. Această comuniune în rugăciune dintre părinte și fiii duhovnicești iunea în chip tainic cu Hristos și între ei și le era de mare ajutor în viață.